e un eșec pe care ți-l asum. Frica mea, cel puțin cea mai mare, foarte mulți ani, a fost frica de eșec. Și nu începeam anumite lucruri tocmai pentru că mi-era teamă că nu voi reuși, dacă nu-mi iese aia, dacă nu-mi iese aia altă. Și am reușit să trec de frica de eșec, proiectând eșecul, înțelegând ce poate să reiasă urât din, ce se poate întâmpla, din acțiunea asta, care este cel mai rău scenariu și dacă pot gestiona scenariul respectiv, atunci înseamnă că n-am crăpat din aia și că pot să mă duc mai departe. Și că orice te lovește te face și mai puternic, nu? Dacă da, dar așa nu-mi place vorba nu-ți place? Asta de nu, păi de nu, ideea e n-ar trebui, de exemplu, decât să ne uităm în trecut și să regretăm ce ni s-a întâmplat sau să spun eu, de exemplu, am 52 de ani și dacă la 20 de ani aveam mintea de acum, uite cât timp am pierdut făcând tot felul de greșeli și eu mai degrabă îmi fac un mindset și spun, decât să mă frustreze chestia asta, mai bine spun, băi, am făcut greșelile astea, dar m-am învățat din ele și asta a face parte din evoluția mea ca om. E o întrebare super simplă. Ai vreo garanție că dacă ai fi ales altceva ar fi fost mai bine? Nu. Ok. Doamne, vedeți? De-aia iubesc eu. Vedeți? Claudiu, apropo de frici, da? Deci ei a fost frică. Hai, te rog, dacă ai ceva de spus, referitor, spune, te rog. Așa, referitor la teama de eșec, este una dintre cele mai des întâlnite peste tot. Toți oamenii avem teama de eșec. Dar cum tratez eu teama de eșec este într-un mod diferit. Adică ți-a fost hai să luăm altfel. Dacă acasă la tine, tu singură, zici, bun, uite, vreau să scriu o poezie. Și o scrii și nu-ți iese bine. Adică, practic, e un eșec poezia respectivă. Dar ești tu cu tine acasă. E o problemă? Pentru anumite personalități, da. Am înțeles. Pentru un ego puternic, am înțeles. Pentru poate un să fie. Ego, vedeți? Da, deci... bun, dacă dar, este vorba despre ego, putem să vorbim într-un alt registru. Atunci. Dar este mult mai ușor de trecut. Cel puțin cu asta poți să fii de acord. Mai blânzi cu noi versus public shaming-ul sau faptul că i-am dezamăgit pe ceilalți care... Imaginea, părerea, ce o să zică? Exact. Eu aici umblu. Pentru că, de fapt, teama de eșec este, de fapt, teama percepției lumii față de eșecul nostru. Corect. Este o percepție pe care noi o alegem să o credem. Ori dacă percepția asta o schimbăm pentru că este mâna noastră, abia atunci ai rezolvat toată treaba. Pentru că, de fapt, dacă acasă la tine greșești cu ceva și nu te vede nimeni, ok, ai scăpat ușor. Cu un ego mare îl tratăm și pe ăla separat. Dar să spunem că nu este atât de mare, da? Oricum. Să știi că mă tratez conștiincios. Okay. Această percepție este mână la noi și doar noi putem să facem asta. Și gândiți-vă foarte simplu că avem un meci de fotbal. Și suntem în tribună și eu țin cu Steaua, tu ții cu Dinamo. Și acum câștigă Dinamo. Mirela o să se bucure, super fericită și sărbătorește diseară, eu o să fiu trist că a pierdut Steaua, eu o să fie fericită că a câștigat Dinamo. Dar de fapt evenimentul era același. A fost un meci și e un lucru exterior de as a fact, e un fact. Ori percepția Mirelei este o victorie, o bucurie, da. Percepția mea o supărare. Percepția o putem schimba. Sigur, nu neapărat să mă bucur pentru că a pierdut Steaua, dar este alegerea mea să fiu supărat. Această percepție, de fapt, este alegerea noastră cum privim situația de fapt. Situația de fapt a unui eșec este privită prin percepția noastră ca o rușine în fața oamenilor care ne văd. Și de fapt de asta ne doare pe noi. De asta ne e frică.